Treceam cu trenul meu prin țară. Și cum stăteam în tren nepăsător, cu gândul la viața mea amară, venise lângă mine un bun conductor și-mi vorbi despre o călătorie rară. M-am deșteptat atunci ca dintr-un vis, căutând biletul meu prin buzunare. Dar am văzut că pe el iad era scris. Și-am plâns atunci cu lacrimi amare. El mi-a promis că nu o să mă amendeze, că nu e această slujbă ce-a primit, ci să trezească, să avertizeze, să dea bilete roșii gratuit. Dar că în urmă vine nemilos un conductor cu chipul fioros, pe șapcă are ca embleme un craniu, iar vocea lui sună tăios și straniu. Cei ce nu aveți bilete roșii cu viza grație, veți coborî cu mine la prima stație. Eu îl priveam și îl ascultam năuc. Și pentru întâia oară întrebarea, de unde vin și unde o să mă duc, se ridică vijelios ca marea. El mi-a vorbit atunci, el mi-a vorbit din nou cu duioșie. Și sub lumina razei de lanternă primi biletul de culoare purpurie, Chelmac, Via Golgota, viața eternă. Mi-a spus, dacă biletul am schimbat, îndată ce în gară o să sosim, să schimb și trenul cu un accelerat din Suceava spre Ierusalim. Amin. Și acel conducător blând a dispărut și mi-l mai aminteam doar după nume. Dar și eu tot conductor m-am făcut împărtășind aceeași misiune. Și de atunci, pe diferite rute, călătorind mereu necontenit, să împar bilete încă nevândute, bilete pentru ceruri gratuit. Pe călător cu chipul obosit și nu știu unde merg, căci dormitează, caut să-i trezesc, strigând necontenit, luați bilete roșii gratuit, că stația Veșnicia urmează. Amin. O stâncă eu am, o stâncă eu am, și-un nume ce-mi dă bucurie. Ce din neam în neam, ce din neam în neam, tătare și-acum și-n veșnicie. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul, vânt ce prea puternic, drept și înălțat. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul, n-are asemănare al meu împărat. El e Dumnezeu, El e Dumnezeu, ce mă sprijinește în toate. Voi spune mereu, voi spune mereu, la toți despre a Lui bunătate. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul,
stânc și prea puternic, drept și înălțat. Cine ca Domnul, cine ca Domnul, n-are asemănare al meu împărat. El e pacea mea, El e pacea mea, la vreme de grea strâmbdorare. În El voi avea, în El voi avea, izbândă-n orice-n împrejurare. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul, sfânt și prea puternic, drept și înălțat. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul, n-are asemănare al meu împărat. Mă plec la pământ, mă plec la pământ, în fața Lui nu mă simt vrednic. El este cel sfânt, El este cel sfânt, e Domnul meu cel atotputernic. Cine e ca Domnul, cine e ca Domnul, sfânt și prea puternic, drept și înălțat. Cine ca Domnul, cine ca Domnul, n-are asemănare al meu împărat. Nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă în cer vrei locuință, crede astăzi în Iisus, dă-i deci Lui a ta ființă și urmează-L cu credință până vei ajunge sus. Dacă în cer dorești odată să te bucuri cu Hristos, fă acum din viața toată o epistolă curată pentru ai tăi de pe pământ. Dacă în cer vrei răsplătire de la blândul Salvator, n-asculta de vechea fire, umblă numai prin iubire, de arip de trainic dor. Dacă în cer dorești cunună și un loc lângă Hristos, du-i în lume vestea bună și când treci prin grea furtună și când cerul luminos. Dacă vrei în cer comoară, strânge astăzi cu Hristos. Fapta Lui e piatră rară, pentru El răbdând o cară, nu te clatin nici de cum. Amin. Amin.